Dacă e ceva ce am învățat din compania de artiști, este că pot fi orice cred eu că pot fi. Milioane de chipuri, atâtea nuanțe. Compania înseamnă foarte multe lucruri pentru mine și nu consider că s-a terminat. Compania continuă și vreau să păstrez cât de mult pot din ea pentru tot restul vieții. Când am venit la preselecția pentru compania de artiști, eram farmacistă. Aveam niște emoții înfiorătoare și tocmai din cauza asta încercam să par cât mai sigură pe mine. Motiv pentru care păream arogantă. Prima discuție pe care am avut-o cu Dana a sunat cam așa. De ce ai venit tu aici? Că tu deja știi? Știi tot? N-ai nevoie de nimeni? Ești ok? Poți să pleci? Și am fost șocată pentru că de-abia așteptam să o cunosc și pentru că nu eram deloc sigură pe mine așa cum încercam să par. Pentru că îmi doream foarte mult să fac muzică. Și nu știam cum. Au fost niște luni de foc, de muncă și de chin câteodată, dar am fost avertizată de la început. Așa că am intrat în cea mai importantă competiție a vieții mele și anume cea cu mine însă. În fiecare zi știam că trebuie să fiu mai bună decât cea care am fost ieri. Pe Dana am plăcut-o dinainte să o cunosc, după care o vreme n-am mai plăcut-o, pentru că am început să o iubesc. Fiind un om mai introvertit, am făcut treaba asta din umbră, cumva. Încercam să îi arăt cât de mult o apreciez, fiind din ce în ce mai bună în ceea ce făceam. Dacă e ceva ce am învățat din compania de artiști, este că pot fi orice cred eu că pot fi. Tocmai din cauza asta, după ce am terminat compania, am ajuns într-un studio și pentru că aveam noțiunile de armonie învățate în companie, am avut curajul să scriu o piesă. Și piesa aceea a intrat în semifinala Eurovision. Astăzi, singurele momente în care îmi aduc aminte că sunt farmacistă sunt cele în care îmi sună telefonul și câte un prieten mă întreabă ce să ia pentru o durere de cap sau de rinichi. Atunci am așa un moment de reamintire și îmi dau seama că locul meu nu mai este în farmacie cu un halat alb pe mine, ci pe scenă. Acolo unde iubesc cu toată ființa mea ceea ce fac.